Salutăm încă o dată eroii uitați și încercăm să le recuperăm memoria într-un nou episod. Noi, dansatorii, coregrafii, pătrunși de acest adevăr, răspundem în cor. Într-adevăr, dansul este graiul poetic al formelor omenești. Spunea marea balerină Floria Capsali, prima floare a dansului românesc. Floria Capsali s-a născut în Macedonia, în orașul Bitolia, la 25 februarie 1900. În 1913, în timpul războiului balcanic, familia se refugiază în România. Maria și Xenofon Capsali au avut două fete, pe Floria și pe Silvia. Dacă Floria a devenit balerină, Silvia a fost o mare sportivă, fiind campioană a României la atletism. Floria a urmat cursuri de teatru, de canto și de teoria muzicii. Obține o bursă în străinătate, oferită de Ministerul Artelor, pentru continuarea studiilor de dans clasic. Drumul îi este deschis, însă va fi unul dificil, plin de eforturi supraomenești. La Paris muncește enorm timp de 9 ani pentru a-și însuși la perfecțiune tehnica baletului clasic. Presa pariziană a remarcat-o și a elogiat-o. La Opera Mare din Paris a fost îndrumată de genialul profesor Errico Cecchetti, faimos pentru că a modelat trupele de dans de la Scala din Milano și de la Teatrul Imperial de la Sankt Petersburg. Pentru că voia să fie o dansatoare complexă, Floria ia lecții de dans ritmic și acrobatic, dar și cursuri facultative de istoria artei și de teatru. Primul său recital la București a avut loc în 1922, cu coregrafie proprie și costume de dans confecționate de ea. Visul tinerei balerine era să îmbine toate cele trei mari școli de dans clasic ale timpului său, școala franceză, italiană și rusă. În 1923, Floria a devenit maestră de balet la Teatrul Național în urma spectacolului Visul unei nopți de vară, montat de Paul Gusti. Capsali s-a încăpățânat să fie mai mult decât o simplă dansatoare. Patriotismul și dragostea pentru folclor au determinat-o să facă parte din echipele monografice ale Universității din București, conduse de marele sociolog Dimitrie Gusti, care culegeau dansuri populare românești. Ambiția ei nu s-a oprit aici. A înființat prima școală de dans românească. În aprilie 1930 a prezentat primul spectacol cu această școală de balet, chiar în prezența marelui George Enescu, doar pe muzică românească. Multe au fost succesele și ne-ar trebui ore întregi să le reamintim pe toate. Fata din Drăguș și Jocurile Oltenești sau Nunta din Carpați sunt veritabile capodopere muzical-coregrafice. Practic, de una singură a revoluționat baletul românesc, prizonier al unor mentalități conservatoare și l-a adus în avangarda mondială. A îmbinat dansul cu lirismul versurilor marilor poezi naționali, Eminescu, Arghezi, Blaga sau Ion Barbu, recitate de George Vraca sau Emil Bota. A condus baletul Operei Române din București timp de 12 ani. A reformat școala de balet după principii proprii, inovatoare. În anii 50 a antrenat lotul național de gimnastică feminin și masculin prin cursuri de dans clasic. Printre marile succese în cariera ei de regizoare și coregrafă s-au numărat Demoazela Măriuța, pe muzică de Mihail Jora, sau Apasionata, după Beethoven, unde sublima Capsali plutea pur și simplu într-o lume a ei. Dansul este suprema imagine a iubirii de viață, spunea marea balerină. A iubit dansul și viața, iar publicul a divinizat-o. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.